Fermierii sunt profund dezamăgiți de modul cum a fost aprobată legea bugetului pentru anul 2023 de către guvern, care prevede micșorarea cu aproape 15%, circa 550 de milioane de lei, a bugetului pentru Ministerul Agriculturii. În acest context, producătorii au fost lipsiți de dreptul de a discuta problema finanțării sectorului agricol, în condițiile în care datoriile la subvenționare pentru anul curent se vor ajunge la aproximativ 1,2 miliarde de lei. Astfel, pentru anul viitor rămân disponibile pentru susținerea financiară a agricultorilor doar 300 de milioane de lei. Suntem partea componentă a societății și înțelegem situația financiară bugetară dificilă în țară, însă agricultura în anul 2022 a suportat un șoc în urma impactului concomitent al secetei, războiului în Ucraina, embargoului rusesc, scumpirilor exorbitante la resurse și prețurilor derizorii la materia primă agricolă. Acum mii de fermieri hărțuiți de creditori și lăsați fără surse necesare pentru lucrările de primăvară se întreabă de ce, fără nicio discuție la nivelul Ministerilor Agriculturii și Finanțelor, a fost decisă de către executiv reducerea semnificativă a finanțării unui ramuri strategice a economiei naționale. Această întrebare este pertinentă, în special în contextul obținerii Republicii Moldova a statutului de candidat în Uniunea Europeană, care prevede accesarea unor fonduri structurale exponențiale, inclusiv pentru dezvoltarea domeniului agricol. Asociația a mai remarcat că țările Europei de Est au făcut un elan în modernizarea sectorului agroindustrial, anume în perioada de preaderare la UE. Potrivit lor, agricultorii care asigură securitatea alimentară a țării și mențin la linia minimală de plutire satele au dreptul să cunoască dacă autoritățile au făcut toate eforturile necesare pentru obținerea finanțării suplimentare a agriculturii din sursele UE. Asociația a mai adăugat în acest sens că cere organizarea urgentă a întâlnirii Consiliului Organizației cu Comisiile Parlamentare pentru Agricultură și Economie, Buget și Finanțe, cu participarea Ministrilor Agriculturii și Finanțelor pentru a discuta problema subvenționării sectorului agricol în 2023.